story of the water drops. The great family of water droplets is found everywhere in nature and in all its forms, liquid in rivers, springs, lakes, seas or oceans, solid in ice caps, in snow, gaseous in fog, simmering clouds in the atmosphere. Marea familia picătorilor de apă se află oriunde în natură și în toate formele, lichidă în râuri, izvoare, lacuri, mări sau oceane, solidă în calote glaciare, în zăpadă, gazoasă în ceață, abur sau în mări din atmosferă. Did you know that the water we drink is the same water that dinosaurs drank 200 million years ago? As you know, all beings and plants on Earth need water. However, the Earth has only a certain amount of water, and this amount is the same today as it was 4 billion years ago. This water flows again and again. The continuous spout of water between heaven and Earth is the essential condition for existence of life on our planet. This circulation of water is called the water circuit. The entire amount of water on the planet belongs to the same circuit, permanently regenerating. And the engine that drives this water cycle, known as the water circulation in nature, is solar energy. It is the clever way which Mother Nature replaces her water. How does she do that? Știați că apa care o bem noi este aceeași pe care au băut-o dinozaurii în urmă cu 200 de milioane de ani? Acesta este circuitul apei în natură. Where does the rain come from? From the clouds, of course. But how do clouds form? Due to the warm rays of the sun, some of the water, rivers, lakes, seas and oceans turn into steam, a kind of steam that rises to the sky. This process is called evaporation. When vapor passes through area of cold air, it turns back into water droplets and form clouds. This process is called condensation. When a lot of water has condensed, the Earth's gravity draws the drops down in the form of rain, hail, sleet, or snow. These are called precipitation. Rainfall is not always welcome. For example, when you want to play outside. De unde vine ploaia? Din nord! Da, din nord! Acestea sunt procesele de transformare a apei. Evaporarea, condensarea și solidificarea. And so, at water returns to rise. Lakes and sea water, oceans. It will evaporate again as the tension with the water that forms on the ground is absorbed by it and groundwater that plants, animals, and humans drink. The water that falls on the vegetation will evaporate again. What happens to water that falls on the shores? One part freezes and the other part is heating the up by the sun is evaporated. Wherever water falls, it is heating by the sun. This circuit repeats itself endlessly. Our planet is amazing. Eu sunt Mia, picătura de apă. Bună dimineața, frumoase floricele! Bună dimineața, Mia! Ce zi minunată! Bună
ce ești așa fericită? Uite, e așa de frumos aici, uite ce multe flori sunt în jur. Aseară am ajuns aici cu prietenele mele după o lungă, o lungă călătorie. Eu m-am așezat pe această frunză catifelată și am adormit. Dar o parte din prietenele mele s-au aruncat în apa râului. Altele s-au stricurat în pământ și au ajutat florile să se trezească. Vino să te îmbrățișez. Vai, e așa de cald aici, dar ce mi se întâmplă? Mă simt mai ușoară și parcă plutesc. Razele mele cade, te-o lac pe sus. Am plutit așa de mult deasupra pământului. Mia, vină în castelul meu, te vei întâlni cu alte prietene de ale tale. Vin, e tare somn. Cere.